Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Lumința Iordache, bun găsit în studioul Antena 3. Alături de noi astăzi îl avem invitat pe domnul primar al municipiului Călăraș, Daniel Ștefan Drăgulin. Bine ați venit, domnule primar! Bine v-am regăsit! Bună ziua dumneavoastră și bună ziua celor care ne privesc! Ieri ați primit vizita ministrului lucrărilor publice, domnul Ion Ștefan a fost prezent la Călăraș, da, și a vizitat trei obiective. Dați-ne mai multe detalii. Trei plus unu. Și vă spun și de ce este plus unu. Păi am vizitat în primul rând poșta veche, care este finalizată în proporție de aproximativ 99,99%. A ținut neapărat să vină pentru că dânsul este ordonator principal de credite pentru decontarea lucrărilor pe programul operațional regional. I-am povestit-o la un moment dat că am fost primul municipiu reședință de județ care a semnat un proiect de asemenea învergură și a ținut neapărat să vină să-l vadă, deși și el ca și mine suntem în campanie electorală. De asemenea, unde mă întorc și a fost și dumneavoastră de față, ați văzut reacția dânsului. Făcând o paralelă între ce era și ce este, a rămas plăcut, impresionat și surprins de calitatea lucrărilor și de modul în care toți cei care au avut responsabilitate s-au implicat pentru buna desfășurare și terminarea lucrărilor în cele mai bune condiții. În cadrul clădirii erau postate și fotografii care arătau exact stadiul în momentul în care ați început lucrările Bineînțeles. Acolo. Și rog că cărărășenii, dacă și o să vorbesc cu domnul Rădulescu, să avem o oră, două pe zi în care cetățenii, dacă vor să vină să vadă cum arăta și cum este, îi invit cu cea mai mare plăcere să vadă pe ce am cheltuit banii, pentru că onoră unui contracandidat care spunea că am cheltuit banii în loc să folosim, am cheltuit banii pentru poșta veche și nu o să facem altceva cu ei, neștiind de fapt, atât aduce mintea, neștiind faptul că axele de finanțare europeană sunt axe cu destinații bine stabilite și nu poți schimba după cum vrei tu banii dintr-o parte în alta. Aseară chiar am trecut pe strada București și am văzut cât de frumos este iluminată. Cred că este o perlă în zona centrului vechi al Călărașului și nu ne oprim aici. Vom continua cu evaluări și cu posibilități de finanțare, astfel încât centrul vechi să încet să recapete culoarea anilor trecuți. După ce am văzut poșta veche, ne-am deplasat la grădița cu o grupe finanțată pe PNDL. Valoarea a fost în jur de 2 milioane de lei. N-ați fost acolo. Pot să vă spun că eu am fost în timpul lucrărilor, dar după ce s-au montat grădinițele n-am fost. Mai avem de completat cu ceva mobilier, dar rest arată impecabil și rog tot așa călărășenii care vor să vadă pe ce cheltuim noi banii, îi invit să-mi spună când să vină la noi la primărie sau să dea un telefon la secretariat și dacă vor să le vadă așa cum arată spațiile pe care noi le-am construit, îi aștept cu cea mai mare plăcere. După aceea am fost la bazinul de nod, tot pe Compania Națională de Investiții făcut bazinul. Îmi pare rău că nu i-am dat drumul pentru că legile și mai ales pandemia asta nu ne permite să îi dăm drumul la bazin. El este destinat, este un bazin didactic, da? Și nu trebuie omologat pentru că e bazin didactic. El va fi destinat cu preponderent pentru copii din unitățile de învățământ care vor să practice notul. Trebuie neapărat să avem doi salvamari, dar datorită pandemiei nu am putut să specializăm doi angajați din cadrul primăriei. Ca atare, în momentul când va fi posibilitatea asta, îi specializăm, îi pregătim în 2-3 săptămâni după ce își vor lua diploma, vom da drumul la bazinul de not. Sperăm că să scăpăm atât de pandemie și acest bazin să-și dea drumul. Să fie pus în... Să fie dat în folosință. De asemenea, adun la cunoștință cărărășenilor că după orele 18, pentru cei care vor să facă un nod de întreținere, că altceva nu pot să face acolo, sunt bineveniți în plătind o taxă de intrare. Deci pe baza unui abonament se pot face, da, și... Nu am stabilit încă cuantumul acestor abonamente, dar în prima ședință de Consiliu, când ne va permite, eu știu, vremea
și nu mai avem condiții impuse, să putem să dăm drumul acestui, acestui bazin. De asemenea, când am ajuns de la Poșta Veche către granița cu Obrupe, l-am condus pe drumurile, pe șoselele din Călăraș, care au fost finanțate tot pe PNDL. Este vorba de Cuza Vodă, este vorba de Știrbei Vodă și Bușețelului. Cu toate că am concetățenii mei care mă contestă că n-am făcut nimic, i-am arătat cam ce am făcut, pur și simplu, pentru că știu că este un om obiectiv, nu subiectiv, și a zis, băi, dar ai făcut destule, în contextul în care, și repet, 0 lei, 0 euro 2012, 0 proiecte europene în lucru, 0 proiecte depuse la Ministerul... Vă referiți la preluarea mandatului, da, în anul 2012. Și în discuțiile pe care le-am purtat, și v-a și informat că deja a semnat ordinul de ministru cu privire la două lucrări pe care noi le aveam deja depuse. Este vorba de cartierul Mircea Vodă, lotul 2 și de străzile sau mai bine Bulevardul Numai și strada Cogălnicianu. Sunt străzi care fac parte din viziunea noastră cu privire la descongestionarea traficului în municipiul Călăraș. În urma discuțiilor pe care le-am purtat, a spus că în momentul în care vom avea complete toate datele cu privire la cinematograful Victoria, noi mai având de făcut decât o reevaluare a devizului ofertă, cred că într-o săptămână, două este gata, îl vom depune și va intra prin ordin de ministru în lista sinteză. De asemenea, în lista sinteză este și terenul multifuncțional care va fi în zona grădinii zoologice. Este un teren de fotbal cu dimensiuni normale, terenul fiind sintetic, nocturnă, tribune, cam 400 de locuri, vestiare și o parcare. Și cu teren de mini-fotbal. Finanțare pe CNI va fi acesta. CNI, da. De asemenea, am purtat discuții cu dânsul și mi-a dat avânt așa, este faptul că a zis să depunem cât mai repede o cerere de finanțare pentru toate străzile din municipiul Călăraș. Întrucât, la ora actuală, a spus, dom'le, există bani, unii poate se mișcă mai greu, unii se mișcă mai repede și văd că te miști destul de repede, să poți intra la finanțare pe diferite zone pe care tu vrei să le modernizezi. Bineînțeles că în momentul când mai am zis lucrul ăsta, voi face tot ce înseamnă străzi din municipiul Călăraș, perpendiculare sau paralele pe strada București, o luăm de referință, stânga, dreapta, față, spate, cum doriți, și vom depune aceste cereri de finanțare. Nu este praf în ochi aruncat cetățenilor din municipiu, este un fapt pe care îl voi aduce la cunoștință tuturor. Nu ține neapărat să credeți în mine acum, dar tot ceea ce vă spun eu sunt lucruri adevărate și lucruri care vor contribui la modernizarea municipiului Călăraș. Îmi termin mandatul, nu peste mult timp, cu fruntea sus, fără a denigra, dar sunt obligat în anumite contexte să răspund unor acuzații, al unor minciuni, al unor dezinformări pe care Partidul Social Democrat le face și în speță contra candidatul meu, care nu știe ce să facă, cum să facă să-mi denigreze imaginea. Eu nu vă spun decât atâta. Este ca o păpușe condusă de niște actori, el de fapt ne reprezentând personalitatea celui eu care se numea, s-ar fi numit Dulce, care, după părerea mea, ar trebui să știe ce l-așteaptă, întrucât eu sunt convins că călărășenii vor ști ce trebuie să voteze. Minciunile și dezinformarea au picioare scurte. Eu nu pot să vin în fața dumneavoastră decât, sau eu vin în fața dumneavoastră decât cu ceea ce am făcut. Alții, în speță el și consilierii locali municipali, au pus bețe în roate. Vă referiți la consilieri din partea PSD? Din partea PSD-ului. Și vom arăta documentele tuturor călărășenilor ca să vadă
că de fapt cei care acuză ar trebui să-și vadă de treabă, să stea cu capul nisip, pentru că ei au fost cei care au încetinit modernizarea sau primii pași în modernizarea municipiului Călăraș. Vreau să revenim un pic la vizita de ieri a ministrului Ion Ștefan. A făcut o declarație în premieră la Călăraș, a spus că vor fi construite mai multe campusuri școlare și v-a îndrumat să Guvernul României, printre alte, eu știu, investiții pe care le face, ținând cont și de spitalele regionale, ținând cont și de banii pe care îi bagă în, îi dă pentru societățile mici și micro-întreprinderi, în învățământ s-au luat o hotărâre prin care fiecare municipiu, reședință de județ, să aibă câte un campus școlar. Noi ne încadrăm în zona celor 3.000 de elevi într-un campus școlar, cu program de zi, cu program de săptămână, after school, astfel încât cei care doresc să rămână pe perioadă mai lungă au unde să rămână. Cred că până terminăm acest mandat, vom depune și documentele pentru acest proiect, care, vrând nevrând, este finanțat. Și mă bucur că el a spus acest lucru, pentru că, vedeți, dumneavoastră, fiind în campanie electorală, tot ceea ce spun eu poate fi interpretat. Eu, în schimb, pot să le spun că tot ceea ce spun eu este adevărat, nu minciună, nu dezinformare. Și veți vedea, dragi călărășeni, indiferent de rezultat, și sper să fiu eu, aceste lucruri pe care vi le spun în fața camerelor de la vedere sunt lucruri adevărate. Aș vrea să fac un scurt rezumat și să mă corectați dacă greșesc. În legătură cu cele trei obiective vizitate ieri, la Poșta Veche, după efectuarea recepției, veți propune ca o oră, două ore pe zi să fie permis accesul publicului? Da. Grădinița cu 8 grupe... Până începe, da. Dar vedeți, ținând cont că de pandemie trebuie să avem foarte... Nu acces la grădiniță. Voiam să vă întreb dacă va fi dată în funcțiune odată cu începerea noului an școlar. Bineînțeles, ea va fi dată în funcțiune odată cu începerea anului școlar. Am vorbit cu doamna ministru Anisie și a zis că va încerca... Să vină accesul nu va fi permis în grădiniță, ținând cont de actualul context epidemiologic, dar cu siguranță călărășenii pot vedea filmulețele de prezentare pe care dumneavoastră le-ați realizat. În schimb, la Poșta Veche pot vedea... Pot vizita. Da, pot vizita și pot face comparații între ce a fost și ce este. Cam, după părerea mea, așa cum înainte mă catalogau că eu reprezint Ruina, acum eu reprezint Poșta Veche. Iar la bazin, să închei cu cele trei obiective, va fi dat în folosință odată ce situația epidemiologică ne va permite acest lucru. Aș vrea să încheiem un pic, să revenim la lupta asta politică, ce Dumnezeului se întâmplă. Am văzut că pe drumul spre Siderca da. Au apărut BNR în care oamenii sunt informați. Dezinformați. Că dumneavoastră a spus bețe în roate acelui proiect. Eu am crezut că am depășit disputa vis-a-vis de acest drum. Pentru se că, pare că nu. Nu. Se pare că nu, pentru că ei încearcă pe toate mijloacele să mă denigreze, întrucât, cu părere de rău pentru ei, încă stau cel mai bine în sondaje și sper să rămân așa și cetățenii să-și dea seama de fapt cine spune adevărul. Eu vreau să vă spun un lucru. Nu știu dacă se vede acest... Da? Spune îmbrăcăminți bituminoase ușoare. Pe drumurile existente. Este panoul postat da, bine, de am Consiliul Județean. Da. Se vede? Da, se vede. Da? Bun. Dacă e îmbrăcare bituminoasă ușoară, faci pe ceea ce ai. Nu te-a pus să modifici. Să modifici. În momentul în care am spus că nu are voie, a continuat. Mai mult decât atât. Și sper să fie, dragi călășeni, pentru ultima dată. Arată un SF, un studiu, un fiction de film, în care sunt două sensuri giratorii. Sensuri giratorii care nu sunt pe proprietatea celor care vreau să modernizeze drumul. Erau proprietăți private. Ei, de fapt, proiectul ăsta l-au aruncat pe piață ca să mă denigreze pe mine, pentru că la minciună, denigrare și manipulare sunt cei mai tari și o să le dau un premiu, indiferent că mai sunt primar sau nu. Dar voi fi primar, dragilor.
le voi da o diplomă de excelență. Atâta timp cât eu i-au depășit în calitatea de edila acestui oraș, sunt obligat să respect legea. Cum și ei, de fapt, trebuie să respecte legea. Dar ei n-au respectat-o și nu respectă niciodată. Drept dovadă că acum încearcă să manipuleze oamenii că nu am vrut. Cum să nu vrea modernizare? Hai, domnule, dar să o facem corect. Păi îl pune în structura de piatră pentru, înainte de turnarea de asfalt, pune zgură. Zilele astea am vorbit cu cei de la Consiliul Județean, au început reautorizarea și le voi da autorizare exact cu toate astea, avizele pe care trebuie să le ia. De ce? Nu puteau să facă de când am avut prima dispută? Nu! Au făcut-o intenționat. N-avea de gând să facă. Să înțelegem o dată pentru totdeauna. Consiliul Județean a solicitat la momentul respectiv doar îmbrăcăminți bituminoase pentru șoseaua deja existentă, cu două benzi. O singură bandă pe sens. Însă, în realitate, ei voiau să construiască o stradă cu patru benzi. Așa a fost discuția inițial. În același timp a spus, domnule, vreau să fac patru benzi. Băi, pentru patru benzi nu poți să mergi pe aceste îmbrăcăminți bituminoase ușoare. Îți trebuie proiect. El la început n-a avut niciun proiect. Eu le-am spus ce documente trebuie să aducă ca să putem să-i dăm autorizația. Între timp ei s-au apucat de săpat fără să obțină autorizația. Pentru lărgirea, da. În momentul în care n-ai autorizație, responsabilitatea este în cârca autorităților locale, în speța primarului. Le-am făcut notificări. Până la urmă am ajuns, după ce m-am consultat cu direcția juridică, cu tehnicul, cu toată lumea, domnule, dacă o ținem și cu urbanismul, dacă o ținem tot așa, se întâmplă ceva, dumneavoastră sunteți pasibil de dosar penal. Lucru care mi l-a confirmat cineva din domeniu. Și atunci trebuie să le fac o plângere penală, dar nu pe persoană fizică, ci Consiliul Local și acelui care construiește, Consiliul Județean și acelui care construiește, ca să se oprească, pentru că să preia responsabilitatea din cârca mea, să o preia ei. Deci în momentul în care Consiliul Județean va veni cu un proiect pentru lărgirea pe patru benzi și vor obține toate autorizațiile necesare... Toate avizele pentru obținerea autorizației... Autorizațiile pentru demararea lucrărilor, nu va fi niciun fel de problemă. Da, de la bun început am discutat cu ei. După ce am avut noi litigiul ăsta, le-am făcut o plângere... Consiliul primăria le-a făcut plângere, le-a zis, dom'le, veniți din nou pentru autorizare, ținând cont că aveți o parte din avize, deja sunt valabile, veniți cu cealaltă inițială, da, și după aceea și-a dat seama că dacă vin la autorizare, recunosc de fapt că au făcut un lucru ilegal. Deci, minciună, și încă o dată arată acest lucru. Îmbrăcămiți bituminoase ușoare, dar pe existent, nu pe patru benzi. Înțelegeți? Asta este adevărul. Minciună. În momentul în care s-au sistat lucrările în zona Siderca, acest obiectiv a fost realizat, măcar acest obiectiv, această îmbrăcăminte bituminoasă. Putea să realizeze pe prima parte, pe porțiunea betonată, da? Putea să realizeze IBU și în zona celor două benzi. Putea să o facă. Dar cu obținerea... Da, puteau să facă. Dar... Ei, de fapt, au făcut un lucru cu premeditare pentru denigrarea și, cum să vă spun eu, creierii unei imagini negative asupra mea. Eu vreau modernizarea municipiului Călăraș, de-aia am ajuns primar. Și de-aia fac orice, îmi stă în putere legal să fac aceste lucruri. Nu ilegal și cu minciună. Aici se încheie emisiunea noastră. Domnule primar, vă mulțumesc pentru prezență. Și eu vă mulțumesc.